Николета Гаврилица заявила, что у нее большие планы в Румынии, она вернулась в наш бизнес, но не с пустыми руками, а с новой песней. M-am întors acasă pentru că în România nu aș fi putut să particip, pentru că nu aveam piesa mea. Doar venisem acasă de la concursul la care am participat și nu am avut timp destul ca să pregătesc o piesă. Acolo e concurența mult mai mare și cazul Nataliei Barbu de anul acesta ne-a dezamăgit puțin și pe noi, dar asta e. Николета не отрицает тот факт, что в Румынии у нее будет много работы. Кроме того, у девушки есть несколько идей для сотрудничества. Я am un proiect acum la care lucrez acolo cu echipa din București și urmează după Eurovision să aflați mai multe detalii. Над новой композицией девушка много работала. Все потому, что нашей героине сложно решать, что ей нравится, а что нет. Mai întâi am ales o piesă pe care după aia am refuzat-o pentru că au apărut ceva neînțelegeri cu compozitorii. După aia am luat a doua piesă, am văzut că nu merge. Iarăși am învățat, am lucrat la ea și am lăsat-o. Până la urmă am zis gata, mă enervez și nu mai fac nimic. Am să merg la anul la Eurovision, la selecția națională și totuși m-au convins cei apropiați că nu trebuie dacă ți s-a propus piesa asta și dacă mi-a plăcut foarte mult și mie, de ce nu? Николета признается, что ей очень нравится стиль Кэти Перри и Лены Майер. Но она хочет выработать свой определенный стиль, который будет соответствовать ее образу на все 100%, пока она в поисках и не отказывается от экспериментов. Писала, что это была больше провокация. Я ее слушала, и мне очень-очень понравился вариант демо, который я услышала там на сайте. Și prima întrebare, așa în minte, pe care mi-am pus-o a fost voi putea eu să cânt așa ceva? Și mi-am zis, da, voi putea. Și uite, a fost o provocare, adică nu pot să zic că în continuare voi cânta doar într-un anumit stil. Nu m-am regăsit pe mine însă deocamdată. Sunt în proces de căutare, cine știe ce mai apare.